Salut! Am revenit cu continuarea clipului cu motorul de frigider. Compresorul, mai bine spus. Am primit magneții, dar nu în totalitate, decât o parte din ei, pentru că chinezul, cum sunt chinezii, de fapt, pun mai puțin decât trebuie, decât am comandat. Nu am avut răbdare să mai comand alții și am improvizat. Acum să vedem ce o să iasă. Magneții pe care îi comandasem erau 45 cu 11 cu 3 mm. Da? Decât o parte din ei am primit, sunt buni și aceștia. Aici am pus 4N, 4S. Da? În completare între ei, ca să umplu rotorul, aveam magneții aceia mici, rotunzi, de tot de 3 mm grosime, cu 8 mm diametrul lor, și au intrat perfect între aceștia pe care i-am comandat. Da? Am umplut rotorul, după cum se vede, de la linia neagră până la linia neagră avem S. Pe partea asta avem N. Da? Magneții sunt foarte puternici. Da? Ok. Respectă polaritatea, că acum m-am învățat minte să nu-i mai polizez. Da? Vedeți, se respinge foarte tare și se atrage foarte tare. Da? Se respinge. Acesta l-am făcut definitiv, l-am și lipit, după cum se poate vedea. Da? Acum să-i facem test să vedem ce randament are acesta. Haideți să punem statorul pe rotor. O să fie puțin mai complicat cu așezatul. O să încerc ușor, pentru că o să mi-l atragă foarte tare. Da, ați văzut? Da. Perfect. Haideți să luăm șuruburile. Vedem cum le nimerim și să-l centrăm. Este foarte greu de urnit și de așezat. Încet, încet să-l așez pe găuri. Care e destul de complicat. Sper să nu mai desfac, deoarece e foarte greu.
pe primul. Acesta. Vedem peste. Ok. Să le strângem puțin ca să putem să-l centrăm. Îi strânge de tot ca să pot să-l centrez. Da. Pare centrat. Da. Haideți să-l strângem definitiv. Da, este centrat. Avem un milimetru între rotor și stator. Am încercat cât se poate să respect să fie cât mai apropiat. Da? După cum puteți vedea, se învârte destul de greu. Nu se învârte ușor. Haideți să trecem la probă. Perfect. Luăm aparatul de măsură. Pornim. Ok. Să-l facem cumva să se vadă bine. Sper că se vede. Luăm cleștișorii. Avem o pereche de cleștișori aici. Să-i conectăm la aparatul de măsură. Și vom lua bornele pe rând. Să vedem care, cum și în ce fel scoate. Care este mai eficient. Vom lua prima dată negru și roșu. Am învârtit cu una, deja se duce în 6V. Dar este destul de greu. Haideți să punem bormașina. De volți cu 78 de herți. Haideți să schimbăm borna. Da. De volți cu 80 de herți.
Haideți să schimbăm și din coace. V cu 52 de herți. Da. Eu am pregătit și un condensator aici. Că nu este satisfăcător. Și voi lua tot așa prin eliminare. Deci avem un condensator. Acesta ce am avut la îndemână, tot de la un motor. Haideți să punem cleștișori, altă pereche de cleștișori și voi pune pe borna care a rămas odată și voi conecta la una dintre borne. Da? Perfect. Ia, haideți să vedem. Stă mai bine. Avem 160 de volți cu 25 de herți. Foarte bine. Haideți să mutăm și în partea asta condensatorul, să vedem ce spune. V154 tot cu 25, deci stă mai bine pe borna cealaltă. V160 cu 25 de herți. Este un lucru bun pentru început. Haideți să conectăm un Wacam la îndemână, lampa incandescentă de 200 de W. Să vedem ce spune. O aprinde sau nu aprinde? Dăm aparatul de măsură într-o parte și în locul aparatului conectăm lampa. Sper că nu atinge nimic. Deci la 165 de volți aprinde fără probleme lampa de 200 de W. Da. Este un lucru bun până aici. O să trebuiască să-l învârt la turație mai mare, să-l duc până în 50 de Hz ca să văd exact ce volta scoate la 50, maxim 60 de herți. Da? Pentru asta am făcut și o achiziție de un motor. Da? Care are 1100 de W. Da? Și o turație de 3800, dar pe indicator mi arată 3500. Da? Care este foarte silențios și are o putere destul de mare. Haideți să-l și băgăm în priză puțin.
După cum puteți vedea, aici ne arată rotațiile, da? Nici nu se aude. Ca 1296-97 de turații. Se duce până în 3300-3400 de turații. Cu acesta am de gând să-l învârt pe acesta. Voi reveni cu un nou videoclip după ce voi face montajul cu toate cuplele necesare, să vedem eficiența motorului, compresorului de frigider. Dacă v-a plăcut și sunteți interesat de subiect, dați un like și abonați-vă. Mulțumesc frumos, o zi bună!